Ana Maria Prodan, momentul adevărului, direct din Dubai. Impresarea de cărțile pe față și dezvăluie detalii de culise despre separarea care a luat pe toată lumea prin surprindere. Cum s-a ajuns la despărțire, ce spune despre domnișoarele din viața lui Reghe, dar și dacă mai există sau nu cale de împăcare. Aflați chiar acum. El trebuie să înțeleagă că alegerile ieftine l-au costat foarte scump și trebuie să se obișnuiască cu ideea. Știu că ceva este în neregulă în această poveste. Suntem într-o locație de vis. Cum te simți? Mă simt minunat. Asta este cumva a doua mea casă, seamănă cu Vegasul. Deci mă simt așa ca peștele în apă. Tu și Laurențiu ați făcut în iunie anul acesta acea nuntă fabuloasă pe care noi am transmis-o în direct și în exclusivitate la Antena Stars. Te-a făcut ceva vreun moment să te gândești la ceea ce urma să se întâmple? Ți-a dat de gândit vreun gest sau vreun comportament al lui Laur că el avea sau dorea să ajungă în acest punct? E, s-a întors de atât de multe ori acasă și a cerut scuze încât nimeni nu mai credea că va ajunge în situația aceasta. Dar uite, vezi acolo sus, este cineva care vede. Este cineva care va judeca, care va da fiecăruia ce merită. Și atunci când intri în biserică, pentru mine sunt momente sfinte. Sunt momente unice. Și când stai așa zâmbind lângă toți copiii tăi și lângă soția ta, cu cununa pe cap în fața lui Dumnezeu și jur credință, după care primești niște mesaje și niște telefoane și pleci și te ascunzi și nu-ți vezi copilul și faci ce a făcut Laurențiu Reghe, cam este... N-am auzit până acum pe nimeni sau n-am auzit la nimeni. Tot în această anchetă făcută de domnul Liviu Alexa se scrie că ar avea o relație cu această domnișoară de 8 ani de zile. Ai bănuit vreo secundă? Nu. Noi ne uitam după alte domnișoare. Au venit, au trecut. Prin au fost mai multe? Îmi spunea Gigi Becali. Au venit, au trecut. L-am ajutat întotdeauna să treacă peste momente de slăbiciune. Ați trecut împreună peste? Împreună peste. Momente de slăbiciune. Dar când ajungi la un asemenea nivel, înseamnă că efectiv nu poți să stai acolo sus. Și atunci te întorci unde ți-este locul. Cum poate o femeie ca tine să ierte atât de mult? Este cel mai minunat lucru pe care l-am învățat în viața mea, să iert. Sunt atât de mândră că pot să iert și am iertat pe absolut toți care mi-au greșit în viața asta. Iar pe soțul meu, actualul meu soț, încă soțul meu, l-am iertat de mult. Cu prețul fericirii, cu prețul... liniștei, cu prețul... prețul fericirii copiilor mei și cu prețul mândriei mele și mândriei familiei mele și demnități. Se scrie că Laurențiu Reghe cam frecventa sau mergea, spune cum vrei tu, în cluburi de noapte, hai să spunem, voalat să se distreze. Cu domnișoare random, hai să spunem așa, printre care scrie aici și această Corina Caciuc. Eu nu am fost. De lângă mine, eu în casă, nu l-am văzut pe Laurențiu Reghe, am plecat în nopțile. După ce Luca a plecat în America și la îndemnul soțului, cel mic a plecat în România din cauza pandemiei, tot la îndemnul soțului. După ce eu am renovat toată casa, tot la îndemnul soțului, am întâlnit diferite domnișoare de acest gen. În timpul în care tu făceai naveta între toate continentele în care se aflau copiii tăi? Se pare că da. Dar respectați și voi alegerea. Probabil faptul că s-a ajuns până aici în a trimite fotografii din în timpul în care era căsătorit cu amanta din diferite locuri din lume, cred că spune multe despre caracter. Spune multe despre demnitatea unui om, spune multe despre demnitatea unui părinte
dar este, eu cred că la final, când se cerne sita, o să tragem și noi concluziile. Nu pierd niciun război niciodată. Când cineva îmi declară război, o să lupt până la final. Și în general vezi că sunt foarte serioasă când vorbesc, dar când am să râd la final, atunci abia războiul să fie câștigat. Ești cumva în război cu Laur? Deocamdată avem sol de pace. Încă. Încă. Dar eu nu ameninț. Eu mi-am atenționat soțul și prin intermediul avocaților că dacă nu oprește această porcărie și această mizerie în presă, unde eu nu vreau să intru într-o poveste oribilă, o poveste nedemnă, repet, pentru un tată și pentru un bărbat, atunci o să vorbesc eu. Comunicați în vreun fel, în fel în momentul de față? Foarte rar și nu prea mai avem ce să comunicăm. El trebuie să înțeleagă că alegerile ieftine l-au costat foarte scump și trebuie să se obișnuiască cu ideea. L-ai iertat de atâtea ori. L-ai mai iertat și acum? Eu l-am iertat de foarte multă vreme. Depinde din ce punct de vedere privești iertarea. Din punct de vedere a ceea ce s-a întâmplat și a ceea ce a făcut. Pentru că îmi spuneai că s-a întors de foarte multe ori acasă, te-am citat. Dacă se întoarce și acum? Nu se întoarce niciodată, pentru că știe că a fost fatală această greșeală.